Romanian Basic Course, Volume 7, Lesson 3, Lecția a treia. Ziua bună se cunoaște de dimineață numai în proverbe. Era o dimineață plăcută. Am început instrucția în zorii zilei și până la amiază am admirat frumusețile naturii. Un sergent instructor ni le-a arătat. Am mers, cred, 25 de kilometri fără să părăsim terenul de instrucție. Este de plisos să spun că masa de amiază a fost foarte gustoasă. După masă am căzut pe paturi, hotărât să petrecem toată după masa în țara visurilor. Uitasem că suntem soldați și că am depus jurământul. După 2 minute, fluierul răsună din nou. Martinescu Ionel, furierul companiei întâia, ne-a explicat tot ce se va întâmpla în timp ce noi coboram scările. Vom fi repartizați la unitățile noastre. Plutonerul a strigat o primă listă și soldații chemați au ieșit din rânduri și s-au aliniat în fața frontului. L-am auzit spunându-le că ei vor pleca la Bacău. M-am bucurat că nu am fost pe acea listă. La Bacău este școala de ofițeri de rezervă și știam că era multă muncă și multă mizerie. Asta nu-i nimic, începu Martinescu. Acum e rândul nostru și noi vom merge la Constanța. Dar Constanța era centrul de instrucție al infanteriei marine. Nisipul este cald și fetele frumoase pe plajă de la Mamaia, adăugă el cu fața ca o lună plină. Plutonierul a început să citească lista a doua. Aurescu, Ferraru, Ionescu, Moscovici, Negreanu, Pântia. Deodată s-a oprit. Apoi a început să se uite de-a lungul coloanei, alegând oameni să completeze lista. Eu i-am zâmbit fericit de sub capela mea caragioasă. Cum te numești? M-a întrebat. Dumbrăveanu, să trăiți, domnule Plutonier. Hâmbăteanu? Dumbrăveanu, să trăiți. Bine, Hâmbăteanu, aliniază-te la flancul stâng a soldaților de colo. M-am aliniat și un caporal ne-a luat în primire și ne-a dus de acolo. Simțeam deja răcoarea mării pe obraj. Ne-am oprit în fața clădirii cu numărul 13 și caporalul ne-a împărțit în grupe mai mici. Unde mergem, domnule caporal? Am întrebat eu. Ghici. La Constanța? Nu, spuse el, uitându-se la mine cu o privire curioasă. Atunci, unde mergem? L-am întrebat puțin dezamăgit. La lăsile de gunoi, răspunse el. Pas alergător. Mie și lui Lincu ne-a făcut semn să-l urmăm în spatele clădirii. La grămada de gunoi am găsit 3 lăzi de gunoi foarte rău mirositoare. Afară se aflau încă multe altele. Lincu și cu mine, viitorii apărători ai patriei, ne-am uitat la ele îngroziți. Soldatul vechi, căruia i-am fost încredințați să ne supravegheze, ne-a spus cu o voce dulce. După ce le veți curăți, doresc să vă văd în ele ca în oglindă. Nu dorești să miroasă și ea parfum? Șopti Lincu. În orice caz, le-am lustruit mai bine decât atunci când au fost noi. Acum, luați-le afară și vopsiți-le, spuse soldatul. Albe. Luați vopsea neagră și scrieți B-I-C-4 pe ambele părți ale fiecăreia. Toată după masa, pe o căldură de cuptori, am vopsit la lăs de gunoi. Ceilalți recruți ne-au salutat zâmbind când au trecut spre câmpul de instrucție. Voci și glume se auzeau de la cantină. Ora mesei se apropia.
Șeful nostru de o zi s-a sculat, s-a întins, a căscat și a plecat după ce ne-a spus ce ni se va întâmpla dacă vom face la felul. Nu după multă vreme s-a întors cu un camion. Ne-a făcut semn și noi am încărcat lăzile în camion. Am mers la companie, le-am descărcat și am vopsit alte câteva lăzi. Fără îndoială era ora mesei. Aș fi putut înghiți un pui întreg. Avem voie să mergem la compania noastră, domnule soldat? Urcați-vă în camion, spuse el plictisit. Am plecat spre companie. Pe drum, camionul s-a oprit și soldatul s-a dat jos. Șoferul camionului vă va fi foarte recunoscător dacă îi veți ajuta să-și spele camionul, zise șeful nostru înainte de a pleca. Am rămas mai departe în camion și ne-am uitat cum se depărtează sala de mese. Am mers cam 3 km și apoi am așteptat vreo 10 minute până când ne-a venit rândul la spălat. În 15 minute am spălat camionul. Drept recunoștință, șoferul ne-a dus cu camionul până la sala de mese. Eram prea obosiți ca să putem mânca. Totuși, ne-am îndeplinit misiunea și am gulit gamelele. Trebuie să ne gândim că mâine nu va fi tot așa de rău, zise Lincu. Când mergeam la compania noastră, ne-am întâlnit cu șmecherul Ionel Martinescu, curat și pudrat, mergând în oraș. Vești bune, soldați, zise el. Mâine nu avem program de instrucție. Ne-am oprit și am respirat ușurați. Nu ne venea să credem. Sunt ei capabili să ne facă o astfel de bucurie? Desigur, domnilor, adăugă el, nimeni nu se poate atinge de noi de la răsăritul până la apusul soarelui. Nimeni nu ne poate persecuta și face mizerie degeaba. Compania noastră este de serviciu la bucătărie toată ziua. Întrebări. Ce a început în zorii zilei? Cine le-a arătat frumusețile naturii? Cum a fost masa? De ce au fost ei chemați din nou? Unde au fost repartizați cei de pe prima listă? Unde credea Martinescu că va merge el? Ce fel de capelă avea Dumbrăveanu? Cine i-a luat în primire pe Dumbrăveanu și pe Lincu? Unde au fost acești doi eroi repartizați? Ce le-a spus soldatul căruia i-au fost încredințați să-i supravegheze? Ce au făcut ei după ce le-au curățit? Ce a făcut soldatul care trebuia să-i supravegheze în timp ce ei lucrau? Când a venit ora mesei, ce ar fi putut ei înghiți? În loc de a merge la masă, ce le-a cerut șeful lor să facă? Ce a făcut șoferul camionului drept recunoștință? Au mâncat ei bine după asta? A fost o veste bună faptul că mâine nu vor avea program de instrucție? Ei au respirat ușurați, însă ce au avut ei în locul programului de instrucție? Crezi că lucrul acesta la bucătărie este degeaba? Ce-ți vine să faci când auzi că ești de servici la bucătărie? Dialog. De ce ești dezamăgit? Pentru că n-am fost repartizat la infanteria marină. Nu fi caragios. Ar trebui să fii recunoscător. De ce să fiu recunoscător? Pentru că nu trebuie să te scoli în zorii zilei și să muncești greu. În orice caz, trebuie să fie mai bine decât aici. Șoptește când spui asta. Nu trebuie să șoptesc când îmi îndeplinesc datoria. De ce crezi că este rău aici? Pentru că ești supravegheat tot timpul și nu poți să părăsești cazarma. Și crezi că în infanteria marină nu este așa? Nu vine să cred că este așa de rău. Ce ai lucrat aici așa de greu? Am curățat lăzile de gunoi.
Ei, și? Cineva trebuie să le curețe. Da, dar de ce eu? Și încă 10 zile la rând. Pentru că ai fost pedepsit. Ai căscat în fața comandantului. N-am căscat. Am fost îngrozit și am rămas cu gura căscată. Ce te-a îngrozit? Când mi-a spus că voi fi de serviciu la bucătărie a treia săptămână la rând. Teme pentru ora de conversație. De ce trebuie să fie soldații în bună condiție fizică? Ce învață soldații la școlile speciale? Care este arma pe care o consideră soldații cea mai grea? De ce? Care sunt mijloacele de transport în armată? Descrie-le. De ce este disciplina necesară în armată? Trebuie un soldat să știe totdeauna de ce face ceva. De ce? Descrie terenul de instrucție și poligonul de tragere. Descrie prima dumitare garnizoană. Lectură. Am auzit povestea asta de la un prieten venit de curând din Rusia. Odată trăia într-un sat mic un țăran rus și cu fiul său. Ambii lucrau din greu la pământ, sub supravegherea șefilor partidului. Pe o căldură de cuptor sau în frigul iernii, din zorii zilei și până noaptea târziu după apusul soarelui, ei munceau din greu pentru pâinea lor zilnică. Bătrânul rus era dezamăgit, însă rar vorbea despre asta, pentru că se temea de poliția secretă. Într-o zi era mai necăjit ca de obicei. El încărca în car gunoi dintr-o grămadă mare. Se gândea la tinerețile lui pierdute, când deodată a răsunat sirena, ora mesei. Lui i-a venit să se ducă la umbra unui copac să se odihnească, însă a trebuit să stea în rând să mănânce de la cazan. I s-a împărțit și lui ceva mâncare, puțină și deloc gustoasă, ca de la cazan. Când s-a gândit că întotdeauna și-a îndeplinit datoria și că și-a terminat cu succes lucrul care i-a fost încredințat și că totul a fost degeaba, s-a hotărât să nu mai înghită viața de mizerie. El a șoptit fiului său că a terminat-o cu lucrul. Apoi a părăsit curtea primăriei unde lucra și s-a depărtat spre casă. Fiul său i-a aruncat o privire ciudată, însă n-a spus nimic. Seara, fiul l-a găsit pe tatăl său întins pe pat, probabil a dormit. Niciunul n-a deschis discuția. Fiecare se gândea la consecințele pe care le-ar putea avea părăsirea fără voia a lucrului. Pe la mijlocul nopții, deodată, cineva a bătut la ușă rar și puternic. "Cine e acolo?" a strigat bătrânul îngrozit. "Moartea," a răspuns o voce groasă. "Mulțumesc lui Dumnezeu," a spus bătrânul rus, respirând ușurat. "Credeam că e poliția secretă." Gramatică, derivate, frumos, frumusețe, tânăr, tinerețe, bătrân, bătrânețe. A apăra, apărător. A mirosi, mirositor. A apune, apus. A răsări, răsărit. A recunoaște, recunoscător. Recunoștință. Gol, a goli. A parfuma, parfum. Cognate. Capabil, capabilă, capabil, capabile. Abil. Acceptabil. Admirabil.
admisibil, agreabil, confortabil, durabil, inevitabil, mizerabil, teribil, solubil, variabil. Exemplu. În situația asta detestabilă, singurul lucru onorabil este să găsim un om adaptabil și invulnerabil atacurilor opoziției. Curios, curioasă, curioși, curioase. Serios, miraculos, viguros, fabulos, impetuos, glorios, generos, contagios, religios, scrupulos, ingenios, scandalos. Exemplu. Ea este foarte ambițioasă. După numeroase călătorii în străinătate, a scris o carte serioasă. Unele adjective terminate în OUS pierd terminația în limba română. Spontaneous, spontan. Analog, credul, frivol, infam, ridicol, anonim, amorf, prosper. Exemplu. Într-o situație analogă, aș fi râs de scrisori anonime. Repetiție. Pronumele personal în cazul dativ întrebuințat cu alte pronume și de expresii idiomatice. Mi se spune, si se spune, i se spune, ni se spune, vi se spune, li se spune. Mi s-a spus, ci s-a spus, i s-a spus, ni s-a spus, vi s-a spus, li s-a spus. Mi se va spune, ci se va spune, i se va spune. Ni se va spune, vi se va spune, li se va spune. Trebuie să mi se spună. Trebuie să ți se spună. Trebuie să i se spună. Trebuie să ni se spună. Trebuie să vi se spună. Trebuie să li se spună. Mi s-ar fi spus, ți s-ar fi spus, i s-ar fi spus. Ni s-ar fi spus, vi s-ar fi spus, li s-ar fi spus. Ce ai făcut cu creionul lui Popescu? I l-am dat înapoi. Când i l-ai dat? Când mi s-a spus să îl dau. Când ți l-a dat el întâi? El mi l-a dat alaltăieri. Ce vei face cu caietele noastre? Vi le voi aduce acasă. De ce nu ne le trimiți prin poștă? Am altceva de făcut. Când mi-aduci scrisoarea? Ți-o aduc după masă. Dar tocul? Ți-l aduc în același timp. Nu poți să mi-l aduci mai curând? Îl dau lui Popescu să ți-l aducă. Mi s-a stricat automobilul. Ți s-a rupt creionul. I s-a îmbolnăvit copilul și i s-au terminat banii. Ni s-au pierdut cărțile. Vi s-a dat examenul? Li s-a terminat benzina. Teme acasă. Vă rog să scrieți o compoziție sau să vorbiți la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Cum pot fi soldații întotdeauna în perfectă condiție fizică? Care este arma cea mai grea? De ce? Descrie mijloacele de transport din armată, avantajele și dezavantajele lor. Descrie terenul de instrucție și tot ce se petrece pe el. Te rog, povestește la magnetofon tot ce vezi pe pagina 6 din Illustrated Military Situation. Te rog, scrie o compoziție asupra unui articol din ziar.
Fii atent și nu traduce articolul. După ce l-ai citit și l-ai înțeles, spune-l în cuvintele dumitale. Fiți pregătiți să spuneți în clasă povestea din lectură. This is the end of lesson 3. Romanian Basic Course, Volume 7, Lesson 4. Lecția 4. De serviciu la bucătărie. Nu a fost vina mea dacă a trebuit să fac de serviciu la bucătărie în prima săptămână de militarie. Nu ca pedeapsă, ci din datorie reglementară. Toată treaba asta cu serviciul la bucătărie mi s-a părut la început simplă. Conform cu regulamentul, te scoli o oră mai devreme decât ceilalți soldați, servești la masă și ții bucătăria și sala de mese în perfectă curățenie. După ce am servit ceaiul, am găsit un lucru tare ușor și plăcut în sala de mese. Am format un cor bărbătesc și am început să cântăm, să încânți cobzar bătrân ceva. Îmi închipuiam că până la masa de amiază nu mai aveam nimic de făcut. Un caporal a trecut pe acolo tocmai când cântam mai tare și s-a oprit. Mi-a pus o mătură în mâna stângă și o cârpă de spălat pe jos în mâna dreaptă. O echipă de lucru formată din mine și soldatul Câmpeanu a primit misiunea să curețe dormitoarele bucătarilor. La început a fost groaznic. Mărturisesc că în toată viața mea n-am văzut podele mai murdare. Încercam să descoperim ce fel de culoare aveau podelele, care nu fusese răspălate prea de multe ori de când au fost făcute. În timp ce un difuzor pe sală cânta marșuri războinice. Am terminat de spălat într-un timp foarte scurt pentru a impresiona pe caporal. Credeam că el va fi uimit, iar noi vom fi felicitați și decorați. Mai târziu ne-am dat seama că am greșit amar. Nimeni nu ne-a prevenit că în armată se dă importanță timpului cât lucrezi, nu lucrului pe care îl faci. Cu cât termin mai repede un lucru, cu atât trebuie să încep mai devreme altul. Din nenorocire, caporalului i-a plăcut lucrul nostru și repede ne-a dat alte misiuni. Câmpeanu a fost pus să aibă grijă de gunoi, iar eu am fost avansat la secția de oale și tigăi. Eram asistentul lui Greceanu. El le spăla și eu le ștergeam. Mai târziu am înființat o asociație de tras chiulul. Noi amândoi spălam și am pus pe neamțu să le șteargă. Eram mulțumit. Am scăpat de cârpa de spălat spusei lui Greceanu. Când am pronunțat cuvântul cârpă de spălat, sergentul mi-a pus una în mână. Dorința lui, care în armată se cheamă ordin, a fost să-și vadă fața în podeaua bucătăriei ca într-o oglindă. După masa de amiază, trebuia spălat și lustruit coridorul din spatele bucătăriei. În orice caz, când am plecat seara, am lăsat bucătăria și sala de mese în stare de a fi folosite. Serviciul la bucătărie este la fel cu lucrul gospodinei. Niciodată nu se termină. Neamțul a făcut un semn pe un vas și seara am văzut că l-am spălat de 22 de ori în cursul zilei. Munteanu m-a ajutat să urc ultimele 10 trepte până la dormitorul plutonului meu. În sfârșit am ajuns și m-am așezat pe marginea patului. Fraților, am spus camarazilor care s-au adunat să-mi ajute să mă urc în pat, nu vreau să mai văd bucătărie în viața mea prezentă și viitoare. A doua zi dimineața am fost repartizat la centrul de instrucție al artileriei de câmp. Câmpeanu Ion și cu mine
am fost repartizat la bucătărie în calitate de bucătari ucenici. Armata are totdeauna dreptate. Armata mi-a spus că sunt ajutor de bucătar, deși mărturisesc că nu mă pricep nici măcar să fierb un ou și nu știu ce deosebire este între o supă și o ciorbă. Ceilalți bucătari, tovarășii mei de suferințe, fuseseră funcționari la poștă, mecanici la căile ferate, sudori, zidari, orice afară de bucătari. Însă eu sunt convins că vom învăța. Eu am învățat deja să fac paturile, să mătur, să spăl pe jos, să spăl ferestrele și să cos. Bineînțeles, cu ac și cu ață, nu la mașină. Când țara mă va lăsa la vatră, cred că voi fi o bună gospodină pentru soția mea. E drept că mi-am însușit toate aceste calități cu muncă grea și cu multă bătaie de cap. Însă scopul scuză mijloacele. Întrebări. A cui a fost vina că ar trebui să faci de serviciu la bucătărie? A fost pedeapsă sau datorie reglementară? Când trebuie să se spală cei care sunt de serviciu la bucătărie, conform cu regulamentul? Ce fac cei care sunt de serviciu la bucătărie? Ce au făcut prietenii noștri după ce au servit ceaiul? Ce își închipuiau ei? Ce a făcut un caporal când i-a auzit cântând? De ce spune Dumbrăveanu că a fost groasnic? Ce fel de muzică se cânta prin difuzor? De ce au terminat ei într-un timp așa de scurt? Cum credeau ei că va fi caporalul? Dacă i-ar fi prevenit cineva, ce le-ar fi spus? Ce alte misiune au primit ei? Ce au făcut ei după masa de amiază? Cum au aflat ei că au spălat un vas de 22 de ori? Cine l-a ajutat să urce scările? Unde au fost prietenii noștri repartizați a doua zi? În ce calitate au lucrat ei acolo? Se pricepe Dumbrăveanu la bucătărie? Ce a mărturisit el? Ce fuseseră ceilalți bucătari în viața civilă? De ce spune Dumbrăveanu că el este o gospodină bună? Sunt cazuri în care scopul scuză mijloacele? Nu crezi că unele lucruri pe care le povestește Dumbrăveanu sunt exagerate? Sunt cazuri în care serviciul de bucătărie este plăcut? De ce? Dialog. Ai făcut vreodată de serviciu la bucătărie? Da, însă n-a fost vina mea. Ai tras chiulul? Cum să tragi chiulul când trebuie să speli munți de oale și tigăi? Ce ți-a dat mai multă bătaie de cap? Mărturisesc că spălatul podelelor. Ai încercat să le impresionezi pe sergent? Da, însă n-am reușit. De ce n-ai reușit? Cu cât termin mai repede, cu atât îți dă mai mult lucru. Nu vrei să-ți însușești o meserie nouă? Ba da, însă îmi pot închipui o meserie mai bună decât cea de bucătar. Știi ce prevede codul justiției militare cu privire la soldații care nu-și fac datoria? Mărturisesc că nu știu, însă îmi închipui că este foarte aspru. Ce ai fost în viața civilă? Am fost sudor. Dacă te pricepi bine la meseria de sudor, poți fi transferat la un atelier de reparații. Unde e atelierul ăsta? Este la o bază de rachete înființată de curând. Voi încerca să mă transfer acolo, să scap de bucătărie. Teme pentru ora de conversație. Ce spune regulamentul cu privire la serviciul la bucătărie? Cum este organizat serviciul la bucătărie în școala de limbi străine a armatei? Cum se curăță camerele în școala de limbi străine a armatei? Explică în detaliu. Care sunt atribuțiile monitorului conform cu regulamentul? Cum îți închipui viața în România de azi?
Se spune câteodată că în război și în dragoste, scopul scuză mijloacele. Poți să dai un exemplu? Explică cum își însușește un student cunoștințele de la școala de limbi străine a armatei. Lectură. Extras din revista Viața militară, numărul 12 din 1956. Instrucția de front este prima categorie de instrucție cu care fac cunoștință militarii proaspăți veniți în unitățile armatei noastre. Și, bineînțeles, primele zile de instrucție aduc cu ele tinerilor militari și primele bucurii în noua lor viață. Și cum să nu ai bucurie în suflet când vezi că eforturile tale și ale comandantului de grupă duc la succes și reușești să execuți pasul de front reglementar, să saluți corect, să mănuiești arma cu precizie. Sunt și cazuri la început când unii militari execută cu oarecare stângăcie unele mișcări, dar asta nu durează mult. Nu poți fi un militar în toată regula până când nu ți-ai însușit toată instrucția de front. Instrucția de front ocupă un loc important în formarea disciplinii, în educarea ostașilor în spiritul îndeplinirii fără ezitare a ordinelor comandanților. Rezultatele instrucției de front se văd în înalta disciplină a ostașilor, în felul cum își însușesc mânuirea tehnicii de luptă, în priceperea pe care ei și-o arată în aplicațiile tactice. Câtă mândrie și încredere inspiră celor din jur militarul curat și frumos îmbrăcat, cu o purtare demnă, cu mișcări repezi și care salută reglementar. Mă îndoiesc că următoarea poveste este adevărată, însă se spune că s-a întâmplat de mult într-un sat din jurul Marilor Lacuri. Să vă spun. Odată a fost un emigrant care a ajuns într-o stare destul de bună într-un oraș de pe la marginea statului. Într-o zi, emigrantul s-a dus la șeful politic al statului și l-a rugat să-l ajute. Domnule, eu aș vrea să candidez la primărie. Familia mea are 30 de voturi și pe lângă asta mai controlez încă vreo 200. Vă rog să mă ajutați. Șeful a prevenit că e greu de reușit, însă emigrantul a insistat. Șeful a acceptat. În calitatea lui de președinte al partidului în stat, a putut să aranjeze asta foarte ușor. Emigrantul nostru a fost ales primar și a fost felicitat de șefii lui. Ca primar, a reușit să facă prieteni mulți și curând s-a dus din nou la șeful partidului. Domnule, cred că voi putea fi ales deputat. Te rog să mă suporți. Îți voi fi recunoscător dumitale toată viața. Emigrantul, în timpul acesta, a impresionat plăcut pe șefii lui. El s-a priceput la multe lucruri și mai ales câștiga voturi. În alegerile următoare, cu mai puține bătăi decât de obicei, a fost ales și deputat. Acum că a câștigat ceva putere, s-a simțit că vrea mai mult. A cerut șefului politic din stat să-l ajute să candideze la Senat. El a fost ales și nu puțini au fost uimiți când un necunoscut a reușit să câștige suportul majorității, fără deosebire de faptul că încă avea un ușor accent. Era el de vină dacă limba engleză este greu de pronunțat. Ca senator, el s-a schimbat puțin. El s-a scăpat de ideea micii lui prin mijloacele mai mult sau mai puțin cinstite. A înființat mai multe posturi pentru rude mai apropiate și mai depărtate. El a învățat că în politică câteodată scopul scuză mijloacele. Câteodată, șefii lui aveau multă bătaie de cap cu el, însă el era folositor partidului.
A mai fost o singură treaptă pentru acest emigrant, să devină guvernator al statului. Și până la urmă a reușit să fie ales și guvernator. Într-o bună zi, guvernatorul nostru s-a prezentat iarăși în fața șefului politic al acestui stat și i-a spus: „Dragă prietene, mi-ai făcut atâtea servicii că mi-e rușine să mai vin la tine. Numai tu poți să mă ajuți.” Uimit, șeful i-a aruncat o privire întrebătoare. „Pentru numele lui Dumnezeu, nu mai pricep nimic. Te-am ajutat să devii primar, apoi deputat, senator și la urmă guvernator al statului. Ce mai vrei?” „Trebuie să mă ajut să devin cetățean”, a mărturisit omul nostru. Gramatică. Derivate. Unele substantive sau adjective primesc terminația -nic și formează adjective sau substantive. Pace, pașnic. Zile, zilnic. Război, războinic. Amar, amarnic. Pază, paznic. Alte derivate care sunt în lecție: bărbat, bărbătesc, bărbătească, bărbătești, bărbătește. Militar, militărie. A pedepsi, pedeapsă. A bate, bătaie. Cobză, cobzar. Cognate. Verbe terminate în limba engleză în ATE devin verbe de conjugare a întâia în limba română. To accelerate, a accelera, accelerez. Accelerez, accelerează, accelerăm, accelerați, accelerează. A exagera, a articula, a inova, a capitula, a captiva, a celebra, a comemora, a asasina, a contamina, a genera, a exaspera, a crea, a iniția, a candida, a viola, a evapora, a arbitra, a agrava, a intimida, a penetra. To imitate, a imita. Imit, imiți, imită. Imităm, imitați, imită. A abdica, a participa, a complica, a abroga, a agita, a ezita, a conjuga, a irita, a propaga, a sufoca, a separa. Notă. A umili, umilesc. Exemple. Exasperați, au început să calculeze cât i-ar costa să celebreze înaintarea în grad cu un chef monstru, fără să degenereze în bătăi. Pe Ion îl irită faptul că soția nu ezită să participe la toate ședințele societăților care propagă arta modernă. Repetiție. În textul acestei lecții găsim expresiile: nimic de făcut, am terminat de spălat, asociație de tras chiulul, cârpă de spălat, am descris o scrisoare, întâi am avut de cusut niște nasturi la haină. Mașina asta de spălat haine este prea scumpă, asta de uscat hainele este prea mică. Mersul pe jos este sănătos. Când veți termina cu îmbrăcatul? Cu băutul și cu fumatul și-a cheltuit toți banii. A cerut ceva de băut. Era o țintă tocmai bună de bombardat. Numai cu lăudatul nu ajungi departe. Toate aceste exemple de mai sus sunt întrebuiințări ale participului trecut
într-o formă gramaticală pe care noi o numim supin. Teme acasă. Vă rog, scrieți o compoziție sau să vorbiți la magnetofon asupra unuia din următoarele subiecte. Ce spune regulamentul cu privire la serviciul la bucătărie? Cum este organizat serviciul la bucătărie în școala de limbi străine a armatei? Cum îți închipui viața în armata română? Povestește o întâmplare din militarie în legătură cu serviciul la bucătărie. Vă rog să traduceți în limba română înțelesul, nu în mod necesar cuvânt de cuvânt, următorul text din Combat Actions in Korea, de capitanul Russell Gugler, pagina 32. Vă rog să fiți pregătiți să vorbiți în clasă despre bucățile din lectură. This is the end of lesson 4.